La început n-am empatizat foarte tare cu el. Nu pentru că nu mi-ar fi plăcut scenariul sau ceva de genul ăsta. Dar l-am citit foarte obiectiv, am vrut să-l citesc foarte obiectiv. Evident că după aia, după ce am stat destul de mult pe scenariu, m-am atașat foarte tare de el. De scenariu ca întreg, în primul rând. Iar apoi de personaj, asta cred că a venit de la sine, așa, pe parcursul repetițiilor. Pentru că la început mi era foarte greu să mă obișnuiesc cu el. Nu știam exact. Pentru că mi era frică să nu fie ceva care se autoflagelează, care se autocompătimește, care se autoincriminează, care se autodiscriminează, etc. E pericolul ăsta foarte mare, mai ales la genul ăsta de subiecte. Mi-a fost frică de chestia asta. E o linie destul de subțire între asta și a face ceva numai așa, doar ca să... N-am vrut să creez un erou, de fapt. Adică n-am vrut să dau senzația că ăsta este un erou. Nu. Cred că esența a ceea ce vreau eu să redau și să fie redat în filmul ăsta este tocmai că e un om normal ca oricare alt om, nu are nimic special, nu are mai mult decât au alții care sunt în situația lui. E pur și simplu unul dintr-o mare de 8 miliarde de oameni de pe planeta asta. Atât, știi? Eu, Conrad Mericov, aveam niște defecte, ok? Care, într-un anumit context social, ele mă minimalizează ca și individ, în anumite contexte sociale. E, asta nu vă face să am mai puțin decât alții. Înțelegi? Chestia asta noastră de a ne compătimi pe noi înșine, știi, pentru că suntem într-o anumită situație, ne face, de fapt, să fim discriminați de ceilalți. Știi? Și asta, pentru că altfel, tind, dacă era să creez în felul ăsta personajul, să-l fac un erou, știi, să-l fac un Superman sau un Batman, tindeam cumva să dau o direcție anume. Știi? Și în momentul în care dai o direcție anume, mai ales într-o zonă atât de fragilă ca subiect pentru societatea în care trăim, atragi, cred că, mult mai multă antipatie. Știi? Cred eu. Și nu vreau chestia asta. Nu știu dacă o să-mi iasă. Doamne ajută. Am început să trăiesc cu el din vară. De când am început să mă gândesc la scenariu și la el și la... De-aia zic că mi-e foarte apropiat, îl simt ca pe un copil, de fapt, eu, știi? Așa îl percep. Adică dacă m-ar întreba cineva cum arată el, care imagine care îmi vine când mă gândesc la Cristi, este fix un copil. Atât. Am repetat în locații. Asta m-a ajutat foarte tare. Dar evident, după aia când s-au adăugat și oamenii din echipa de filmare, nu doar actorii și așa mai departe, s-au schimbat un pic lucrurile, dar nu foarte mult, pentru că noi aveam cumva direcția. Ce s-a schimbat e cumva intensitatea ceea ce era la repetiții. Pentru că uite cum s-a întâmplat, când a fost foarte multă figurație, altfel vine la tine încărcătura emoțională, știi? Încărcătura aia pe care ți-o dau reacțiile celor din jur la ceva anume. Da, și trebuie să refaci o scenă aia. Am crezut că o să fie foarte greu, pentru că, na, ca pentru orice om e greu să te dezbraci în fața altor oameni. Eu sunt și un om foarte timid, în genere. Nu doar ca aspect fizic, ci în genere, intelectual, cum vrei tu. Mi-e frică să mă dezvălui așa cum sunt, de fapt. Motiv pentru care, da, a fost greu, dar... Cred că primele 3 secunde după ce mi-am dat chiloții jos și a fost așa un pic, după care a fost... nici nu mai ceream prosopul, știi? Propsului. Eram, ok. Deci, ok. Personal, am trecut și eu prin niște momente destul de dificile în viață, la un moment dat. Cred că ce are el acum și nu mai am eu, este un soi de ură pe care o are de-a față de el însuși. E un fel de ură. Care e destul de frustrantă. Vor mai fi situații de genul ăsta în care unii nu vor fi de acord. Oricum trăim acum într-o societate în România și în general în lume unde
a nu fi de acord și a fi de acord sunt poluri total opuse. Adică nu fi de acord este, trebuie să nu fi de acord cu totul, cu toată ființa ta și să faci tot ce stă în putință ca să le demonstrezi tuturor că nu ești de acord și invers, viceversa. Eu cred că lumea o să se, oamenii normal la cap, relaxe așa, o să se bucure de el și vor fi evident unii care o să-l ridice prea mult în slăb și alții care o să-l denigreze cât pot de mult, invocând tot felul de zeități și de-astea, cum se zice, strămoși daci și obiceiuri străvechi, da. În stadiul în care sunt eu acum, dacă s-a întâmplat asta și aș fi prezent la o astfel de întâmplare, nu cred că aș mai spune nimic. Pentru că am ajuns deja la concluzia aia, nu din cauza vârstei sau mai știu eu ce, înțelepciunii sau... am ajuns deja la concluzia aia că... Vezi, eu cred că este normal să fii și ca oamenii aia. În lumea lor, e normal. La fel cum în lumea noastră, a celor care înțelegem niște lucruri, e normal să fii homosexual, e normal să fii, mai știu eu, bisexual, etc., etc. Deci, pentru fiecare și fiecare are dreptul la normalitatea pe care și-o alege. Că, știi, și oamenii aia, până la urmă, sunt oameni, au niște experiențe, totule, toate refurlările astea le vin din niște experiențe, poate mult mai neplăcute decât cele pe care le-am trăit noi, știi? Și cumva nu i-aș învinovăți. Și de asta aș alege să nu zic nimic. E o întâmplare, dar uite că dacă nu era întâmplarea asta, nu am fi făcut filmul ăsta, nu am fi povestit povestea unui băiat, care de fapt tot contextul ăsta cu cinematograful ne servește nouă pentru povestea unui om. Nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Că nu e vorba despre ce s-a întâmplat atunci la cinematograf. E vorba despre Cristi. Da.